noastră. I-am intervievat, iată ce au răspuns aceștia, dacă este pregătit materialul, vă rog. De ce au ales unii dintre cei care locuiesc la această oră în blocul de la Casa Optima o locație care se spune este una pentru persoanele care își permit acest lucru, adică undeva peste medie? Vom vedea exact acum. Vom vorbi cu doi tineri care nu sunt din Bistrița, dar au devenit bistrițeni. Vă rog să ne spuneți cum vă numiți. Daniel Bezman, sunt din Galați, născut. Și ce v-a adus în Bistrița, să spunem așa? Cu ce ocazie v-ați mutat la Bistrița? Oportunitățile. Deci familia, afaceri. N-a fost ceva premeditat. Și veți rămâne bistrițean? Eu sper că da, din momentul ce mi-am achiziționat apartamentul ăsta, sper să rămân cât mai mult timp. Ce ne puteți spune despre achiziția pe care ați făcut-o aici? Bănuiesc că ați testat piața imobiliară înainte de a cumpăra aici și ați făcut o comparație. Care au fost aturile și, până la urmă, care a fost momentul în care ați decis că este acesta apartamentul, casa pe care trebuie să o alegeți și în care veți trăi? Sincer să fiu, nu prea am făcut un studiu de piață așa în detaliu. A fost o decizie de impuls, mi-a plăcut foarte mult zona, arhitectura și am luat decizia un pic pripită, să spun așa, în ghilimele, dar sunt mulțumit de decizia pe care am făcut-o. Vi s-au părut prețurile mai mari decât la Galați, să spunem? Oricum, Galați este un oraș mult mai mare decât Bistrița, dar nu știu dacă și prețurile sunt mai mari. Nu, prețurile sunt în concordanță cu calitatea, dar mai mari nu pot să spun că sunt mai mari. Deci prețurile sunt acceptabile pentru un imobil ca asta. Și aveți deja o perioadă de când locuiți efectiv în apartamentul pe care îl dețineți aici. Ne puteți da câteva detalii, ce suprafață are și dacă ați avut probleme, să spunem, până la această oră? Probleme sunt peste tot în România, dar ne adaptăm. De asta avem... Ce, ați avut inundații sau de ce spuneți? No, probleme mici, de nivel, vă dați seama, administrativ. Dar ne adaptăm, de asta am și făcut decizia să-mi cumpăr apartamentul. La ce etaj este? Penthouse? Așa vreau la început, dar nu mai aveau apartament. Nu glumesc. Sunt la etajul 5, apartamentul are suprafață de vreo 70 de metri pătrați. Probleme majore până acum nu am și sper să nu am. Am înțeles că și dumneavoastră locuiți în același apartament, da? În același apartament, da. Chiar mă gândesc să-mi cumpăr și eu. Deocamdată sunteți oarecum cu chirie sau cum? Da, stau în același apartament pentru că sunt prietenului din Galați și am venit cu aceleași idei pentru care este și el aici și sper totodată, dacă am posibilitate, de ce nu să pot cumpăra și un apartament la Cafla. Ceea ce sunt eu curios, adică ceea ce mă interesează de la dumneavoastră, ce ați văzut în Bistrița? Colegul dumneavoastră spunea, prietenul dumneavoastră, oportunități de afaceri. Dumneavoastră ce ați întâlnit aici? Aceleași oportunități. În primul rând, că este prietenul meu cel mai bun și ne cunoaște de foarte mult timp și mi-am dorit să lucrez cu el aici în Bistrița, deoarece am făcut-o peste tot, chiar și în străinătate. Nu știu, vreau altceva, vreau să cunosc altă lume, altă mentalitate, vreau să rămân aici, să văd ce oportunități sunt și ca Bistriță, că am înțeles că este un oraș cu foarte mic, dar să sperăm că... Foarte mic e Becleanu, Bistrița nu e foarte mic. Mă refer ca popularitate. Și cine știe, poate o să rămân aici în Bistrița să clădești și un viitor, de ce nu? Dar ați venit de mult la Bistrița? De cât timp locuiți aici? Eu sunt o lună jumătate, chiar două luni și am înțeles. Nu cunosc prea bine să mă pot pronunța de tot ceea ce înseamnă Bistrița. Ce v-a impresionat cel mai mult în Bistrița până acum, în această lună? Fetele frumoase. Da? Fetele frumoase, da. Ok. Și pe dumneavoastră, atunci când ați venit prima dată, de cât timp sunteți în Bistrița? Cu totul cam vreo 2 ani, cu tot cu absențe ce am avut. Am venit prima dată în vizită, prima dată la părinți. A fost ceva așa... Deci ce v-a impresionat cel mai mult și ce vă impresionează acum, după 2 ani, cunoscând deja Bistrița și oportunitățile ei, cu bune și cu rele, și defectele ei? Oamenii sunt mai simpli, oamenii sunt mai deschiși. Am mai fost și pe București și pe Cluj și oamenii sunt puțin mai deschiși. Te ascultă, nu știu, e ceva pentru mine cel puțin da, e mentalitatea care m-a impresionat. Și deci, dacă e ceva ce m-a impresionat, e mentalitatea. E prima dată când vin în Ardeal, bine, deci e primul oraș în care sunt
și stau, locuiesc, e primul oraș din Ardeal și chiar mă impresionează foarte mult. Da, și, vă rog. Și ca tradiție, ca obicei, e altfel, e ceva care trebuie de ce nu să... Trebuie respectat. Trebuie respectat, da. Noi vă mulțumim foarte mult, băieți, și vă urăm să vă simțiți bine aici, în casa nouă, de la Casa Optima. Iar reportajul nostru continuă, doamnelor și domnilor, ce să vă spun, ați auzit și dumneavoastră, mentalitatea de Bistrița. Ne bucurăm că există așa ceva, cu siguranță cei din afară o văd și m-aș bucura să fie o mentalitate corectă, cea pe care o resimt, o sesizează acești băieți venit din Galați amândoi, da? Da, din Galați, suntem din sudul Moldovei. Da, deci, mentalitatea de Bistrița. Ne bucurăm când auzim că se întâmplă lucruri frumoase și că unii din afara județului nostru vin la Bistrița pentru că există o mentalitate aparte. Chiar ne bucurăm, doamnelor și domnilor. Avem însă telefon în direct acum și avem un prim telefon. Bună seara! Alo, bună seara! Bună seara! Cu cine stăm de vorbă? Nicolae Moldovan. Domnul primar, cumva? Domnul primar din Beclean? Exact. Bună seara, domnule primar, vă ascultăm! Bună seara! Vă ascultăm, vă rog, deci... În legătură cu subiectul emisiunii, piața imobiliară bistrițeană. Despre ce întrebare e vorba sau despre imobiliare în general, vă rugăm să ne spuneți. Chiar astăzi am avut o întâlnire cu o firmă puternică din Italia care vrea și la Beclean să extindă un cartier și niște blocuri și chiar spuneam de că nu aș vedea o perspectivă într-o asemenea investiție, dar văd că mulți constructori au o speranță în acest domeniu. Și mă gândesc că ei cunosc cel mai bine această investiție și probabil există încă multe solicitări din partea tinerilor care vor să aibă o locuință. Deci spuneți că este nevoie pe piață de astfel de investitori care să aducă apartamente noi. Și sigur că cel mai bine își fac calculele oamenii care investesc și cunosc foarte bine necesitatea de pe piață, să spunem așa, văzând câte dosare și câte cereri sunt a tinerilor și a oamenilor care vin, se întorc din străinătate și își doresc o locuință. Sigur că la Bistrița acest domeniu a investițiilor private este mult mai dezvoltat și mai mult decât atât sunt chiar unele investiții extraordinare care efectiv îți iau ochii și chiar mă impresionează cum sunt blocurile chiar de la intrare, de lângă magazinul mare Kaufland sau dacă n-avem voie să-i facem reclamă. E vorba de Casa Optima, Kaufland.